Garda de Mediu a început o anchetă în cazul prăbușirii cascadei Bigger din Parcul Național Cheile Nerei. Șeful acestei instituții, Octavian Berceanu, a declarat pentru P1 TV că specialiștii din mai multe domenii, nu doar cei de la mediu, încearcă să afle dacă evenimentul dramatic a avut loc din cauze naturale sau dacă a fost de vină omul. Experții vor ancheta științific și dacă pescăria construită în zonă în anii 80 a avut sau nu un rol în această prăbușire. La ancheta Gărzii de Mediu participă și specialiști din geologie și speologie, care vor face determinări la fața locului. În acest fel, autoritățile speră să afle ce anume a dus la desprinderea dramatică a acelei bucăți de travertin din cascada Bigger. Vrem să vedem și pH-ul apei, vrem să vedem exact care au fost condițiile, dacă au fost factori de natură antropică, umane. Unele voci, în special cele din zona activiștilor de mediu, spun că o păstrăvărie construită în zona încă din anii 80 ar fi afectat cursul apei și de aici s-ar fi produs dezastrul. Cursul apei mai puțin e poate important cursul apei, ci compoziția chimică a apei și pH-ul apei, dacă s-a schimbat între timp. Avem niște studii mai vechi care fac referire de acum niște zeci de ani la elementele naturale și la caracteristicile fizico-chimice ale apei. Vom alătura celor cercetări făcute acum 40-50 de ani, date concludente de acum, și vom trage niște concluzii științifice. Activiștii de mediu care susțin că totul ar fi fost cauzat de păstrăvăria din zonă, care nu ar mai fi permis transportul de apă dulce, sunt contraziși și de Rom Silva și de specialiștii Parcului Național Cheile Nerei. Aceștia spun că de vină pentru prăbușirea cascadei ar fi acumularea de travertin și mușchii. Mușchii care s-au acumulat în timp au crescut în dimensiuni și greutatea cascadei fiind tot mai mare, aceasta s-a prăbușit sub propria ei greutate. Cascada Bigger din Valea Minișului, județul Caraș-Severin, era considerată una dintre cele mai frumoase din întreaga lume.